una dintre întrebările pe care mi-o adresează părinții cel mai des este exact aceasta. Cum îl pregătesc pe primul copil pentru venirea pe lume a celui de-al doilea? Fie că este vorba despre o surioară sau un frățior. Uite, ce este foarte important este exact felul în care frazăm, felul în care povestim copilului ce urmează să se întâmple. Cei mai mulți dintre noi, părinții, spunem copiilor exact așa. Ne-am gândit, eu și cu tatăl tău, ar spune mama, să îți aducem pe lume un frate sau o soră. Adică e cumva pentru tine. Eu aș sugera să povestim copilului altfel lucrurile. De ce? Pentru că nu este pentru el sau pentru ea, ci este pentru familie. Uite, eu și cu tatăl tău ne-am gândit să ajutăm un suflet să ajungă pe lume și să-l primim în familia noastră. Nu e pentru tine, știi? E cumva pentru noi. În felul acesta, copilul nu va simți o presiune în a fi nevoit să accepte venirea pe lume a unui frățior sau unei surioare, pe de o parte. Și pe de altă parte, nu se va simți obligat să iubească acest copil sau să îl îngrijească sau să fie acolo pentru el. Povestea începe de la momentul în care un spermatozoid penetrează ovulul. Dacă nu vrei să te duci chiar în atât de multe detalii, există filmulețe pe YouTube mult mai puțin explicite în care se văd anumite faze în care bebelușul se dezvoltă în burta mamei. Asta îl va ajuta pe copil să înțeleagă ce se întâmplă în pântecul mamei și în ce măsură surioara sau frățiorul arată la fel sau nu cum arăta el. Pentru că asta ne duce la următorul punct. Ce ajută foarte mult pentru ca un copil mai mare să-l primească cu brațele deschise pe cel mai mic este să faci apel la memoria lui, chiar dacă nu s-a înregistrat aici. Uitați-vă împreună la ecografiile primului copil, uitați-vă împreună la fotografiile de atunci de când era bebeluș. Povestește-i cum era când era foarte mic și sugea cu biberonul sau îl ținea în brațe la sân, felul în care gângurea, felul în care dormea, felul în care purta scutece, tot ce ți-aduce aminte despre copilăria primului copil. Un alt aspect extrem de important la care poți lucra și o poți face din primele luni de sarcină, dacă nu ai făcut-o deja, este să-i explici primului copil ce este iubirea. De ce îți spun lucrul acesta? Pentru că în mintea copiilor, iubirea este un sac din care se iau bucăți și iubirea se termină. Ăsta este motivul pentru care de foarte multe ori apare sentimentul de gelozie, copilul simțind că îi se ia ceva. De aceea spune că iubirea este ceva care nu se termină niciodată. Cu cât iubim mai mulți oameni, cu atât iubirea este mai multă. Putem iubi oricât de mulți oameni în feluri diferite. Poți să faci ceea ce ți-am explicat până acum vizual pentru copilul tău. Desenează-i, de exemplu, o floare. Spune-i, uite, aici în mijloc sunt eu, părintele tău, această petală este iubirea pe care o am pentru tine, această petală este iubirea pe care o am pentru tati, această petală este iubirea pe care o am pentru mama și așa mai departe. Și uite, aici o să mai apară o petală pentru că aici va fi iubirea pentru sora ta sau fratele tău. Și uite, mai am o serie de petale goale pentru oameni pe care îi voi întâlni în viața mea și îi voi iubi la rândul lor. Acesta este motivul pentru care cred că dacă vei transmite această informație și va ajunge exact la țintă, copilul tău va fi capabil să înțeleagă că nu îi se va lua nimic din iubire și îi se va dărui mai multă. Îți doresc de aceea să ai parte de cât mai multă iubire în viața ta de la cât mai mulți copii.